Dragilor și dragilor, continuăm meniul de primăvară cu o super rețetă foarte, foarte simplă. Piept de pui umplut cu mascarpone și pesto. Și nu gătesc singură, gătesc împreună cu Bantu. Și împreună cu Bantu îl avem invitat pe domnul Ovidiu Purdea Someș. Vino mai încoace, ce... Așa. Așa. Bună seara, Teo, bună seara, Bantu. Nu știu, bine ați venit. Teo, bună seara, Teo. Nu știu, știu la câtă treabă să vă pun să faceți, dar tu o să faci pesto. Și okay. O să cânți în același timp. Cu siguranță. Așa m-am gândit eu. Și domnul Ovidiu, dumneavoastră, da, o să tăiați pieptul de pui și eu între timp o să dansez, pentru că în sfârșit am două ajutoare în bucătărie și pot să dansez. Deci o floare și doi bucătari, da? Da. Așa, să începem. No. Fii atenți. Bato, eu vreau să spun că mie cel mai mult îmi place pieptul. Eram sigură, da, că o să de fac pui, singură, da, tot. Și de pui și... Eram sigură. Deci cu doi și o să fac singură, da, tot. Deci, fii atent, tu, hai aici tu la mine. Păi, să-ți spun ce să faci. Pentru pesto, pesto nu-l cumpărăm, îl facem noi. Folosim busuioc proaspăt, tu pleacă de aici, busuioc proaspăt, ulei de măsline, usturoi, parmezan răzuit și caju sau sâmburi de pin. Și astea toate tu numai le pui aici. Uite așa. Ei pui frunze de busuioc, dar trebuie neapărat să cânți în timpul ăsta. Și după aia ne cântă domnul Ovidiu și după aia tot cântăm, știi? Le pui astea aici așa, pui restul și bagi. Ui, paranaie. Așa, domnul Ovidiu, haide, repede, la concurs. Așa, trebuie să tăiați pieptul de pui. Da, avem aici bucăți de jumătăți de piept de pui și la fiecare trebuie să le faceți un buzunăraș. Uite așa. Și dacă la al doilea buzunăraș dau peste silicon și bățesc. Explodează, cred. Teo, ia se la mora. Ja se, dar zi mai mult ca să ajung la refrenă. Din linda cora, so mi falta soña. Eu tengo. Nu? Ja se ungi. Nu vreți să cântați cu noi în brazilian, încercați. Hai, tu îi spui versurile. No tengo. Paciencia pra televisão. Eu nu sunt audiență para sole. Da, da. Spune versurile înainte. Trebuie să faci ca pe unul. Nu sunt de tot omul. Banto, păi tu nu știi că noi ardelenii prindem versurile de la două minute după? Da. Da? Nici da, de la pămâne nu le prindem. Dar dacă ne cântă domnul Ovidiu și noi cântăm după el? Păi eu cânt. Tu cânti? Eu cânt orice. Ne cânt. Până la una, până la una iubesc Cluj, iubesc România și îmi place foarte mult. Dar ritmul ăsta o să facem pesto mâine. Hai, la pesto, la pesto. Pentru că e emisiune de seară, ceva, o melodie care vorbește despre cină. Ce gătește Teodora de cină, da? Da. Ia să vedem. Hai să vedem. Aha! Tu vei cină, stăgai lângă, mă, de cină, să dea volum. După tine, tu vei cină, ce-i dai la bărbat de cină. Zamă de cucută, crudă, să nu vadă, să n-audă. Hai cu pesto! Așa. Dar pentru drăguț ce faci, pită albă și colaci, măi. Dar pentru drăguț ce faci, pită albă și colaci, măi. Joia găjumă, tate, să rămâie în conapie. Bravo! Bravo, dacă și păgam un pic. Păi, aia e prima dată pe care am fost să ajutor bucătar. Măi, bărbații, vreau să mă aghi, nu le băgă, să mă boache. Măi, bărbații, vreau să mă aghi, nu le băgă, să mă boache. Că bărbatul mult e face, bărbatul vei. Și auzi acum. Aud, aud. Muierea care-i frumoasă, slobodă-i să se iubească. Hai zi, despre mine. Muierea care-i frumoasă, slobodă-i să se iubească. Dar e asta care-i hâdă, nu-i slobodă nici să ne dă. Acum ala cu mâine de pui. Dar e asta care-i hâdă, nu-i slobodă nici să ne dă. Deci eu pot să râd că sunt frumoasă, nu? Știi ce înseamnă hâdă? Nu, spune. Da. Hâdă înseamnă urâtă, nenaturală. Da, foarte urâtă. Foarte urâtă. Cea mai urâtă. Uleu. Da. Hai să continuăm rețeta, zic. Peste frunzele de busuioc punem caju. Și acum, Bantu, cu o mișcare. Mișcare căpureșc. Așa. Ținem și mânuțele între timp. Aia se fără frică. Aia se vede că îmi pricep. Ce face el?
prăjiți de obicei. Sincer, nu prea. Dar sunt un degustător extra. Mi-am tras două ajutoare, unul mai bun ca celălalt. Să știi, eu mănânc foarte bine. Ne întoarcem imediat cu pesto gata făcut. Cu toată distracția din bucătărie, rețeta merge foarte bine. Bantu a făcut cel mai bun pesto, din care am păstrat vreo 2-3 linguri ca să-l punem în umplutura pentru pui. Domnul Ovidiu Purdea Someș a făcut niște super buzunărele de pui. Și acum continuăm rețeta cum? O să amestecăm mascarpone cu pesto, o să condimentăm pieptul de pui, o să umplem fiecare piept de pui cu amestecul de mascarpone și pesto, îl condimentăm și îl punem în tavă. Respectiv, eu o să fac asta și între timp toți trei o să cântăm. Vreți? Nu, eu vreau, da, dar vreau să întreb ceva pe Bantu. Îți place așa pieptul de pui ăsta? Da. Foarte mult. Și eu știu că sărați foarte mult. Se vede că e un pui foarte valoros. Sănătos, așa natural. Da. Un camion trece și lovește o puicuță. Și-o face una cu pământul. Se trezește puicuța, se zburătăcește, zice, no, ăsta da cocoș. Dar ce vreți să cântăm? Păi, să cântăm o melodie, ceva cu puiul. Dacă tot lucrăm cu puiul, să cântăm. Ce să zic, și puiul asta arată bine. Da. Bantu, surprinde-mă cu ceva să vedem ce cântăm. Din repertorul românesc. Eu deja, cum te-am spus de 100 de ori, că eu sunt un mandinar de tupeu. Da? Păi, normal. Și atunci, hai să cântăm o melodie pe care îmi place foarte, foarte mult. Mă așteaptă puiul meu acasă, nevasta mea frumoasă, de dragul ei suspin. Mi-este dor să o sărut, să-l sară de gât și în brațe să o strâng. Eu știam puțin. Dacă, cum era? Dacă stau de ea departe, o zi, două, poate trei, de atât dor apare. Mi-este dor să o sărut, să-mi sară de gât și-n brațe să o țin. Aproape, aproape am terminat cu umplutul pieptului de pui și am eu o curiozitate, domnul Ovidiu. Da, spuneți-vă, rog, în armată, ce se mănâncă în armată? Păi în armată a rămas acea tradițională fasole la cazan. Dar, uite-te aici, cum poate să arate un colonel top model cu ițare? Într-adevăr, da. Model. Când eram în copilărie, zicea, mamă, ai făcut ceva de mâncare? Zicea, mama, du-te, mă, copile, și mănâncă niște lapte acru. Seara, mama, ai făcut ceva de mâncare? Păi a fost la câmă, du-te, mănâncă lapte acru. A doua zi dimineață, mama, ai făcut ceva de mâncare? Păi, dar ce lapte acru, nu-ți place? Și atunci, din copilărie, am fost foarte obișnuit cu lactatele, cu fructele. Am mers în armată, ce am început? Fasolea la cazan a rămas și este încă o delicatese. De ce? Pentru că se face în cantitate mare, pentru că se pun multe condimente acolo în ea, pentru că și cârnatul este foarte bun. Cârnatul e miezul, așa ne-a spus Dan Helciuc săptămâna trecută, că fasolea cu ciolan și cârnatul din fasole... Da. Noi de fiecare dată când avem câte o activitate așa cu invitați din viața civilă, asta este plăcerea lor. Ce venim, dar cu condiția să faceți și o fasole la... Și cazan. Cu cârnat sau cu costiță? Sau... Și. Cu de toate, ca un fel. Și urma, cu de toate astea, fasole cu de toate. Hai să spun, acum mergem în piață și vedem ce este mai ieftin, costița sau cârnatul și te-am dat cap. E criză, dacă e criză. Vreau să te întreb, Anto. Da, dragule, spune. Ți-ți plac mașinile? Pentru că vine campionatul mondial în Brazilia și eu chiar mi-am propus, chiar de se califică naționala sau nu, tot vreau să merg în Brazilia, dar am auzit că la voi este foarte periculos cu mașină să conduci. Nu, chiar acum vin din Brazilia. Da? Da, acum, sta 2 luni. Da. Și o chestie, periculos nu. Să urc mașină, dar e foarte scump să închiriez. De închiriat. Uai, din închiriat, foarte scump. 3 automobiliști. Da. Au accident, mor și ajung în rai. Primul, francezul. Trebuie Dumnezeu, tu ce ai pățit? Păi zice, mi-am cumpărat mașina națională a Germaniei, un Mercedes. Și am mers pe autostradă fără limită de viteză, 400 de kilometri, am ajuns, am intrat într-un pod, am căzut, am murit. Tu? Și eu sunt francez. Și mi-am luat un Renault, mașina națională a Franței. Și, păi zice, uite, am mers, am căzut de pe un pod, nu s-a deschis airbag-urile și am murit.
merge românul, ci tu, ce eu mi-am luat un Q șepche. Și după aia, a murit de foame. Știam! Bună, bună asta. Hai să vă mai arăt. Am pus aici pixul de pui. Ce stătă că mai arăt? Deasupra, adaugă tu. Pune-l pe tot așa, peste tot. Peste tot? Da. Dar așa cu mișcări, ce e asta? Asta știu să fac și eu. Fac așa cu mișcări din alea de-a ta, ale mașmetre. Mici, prestai un pic. Tot din lapte e făcută și prin eu, prăbici, tot de la lapte. Eu tot timpul când fac ceva, eu fac o mișcare de capoeira. Așa. Tu fac, eu fac pe lângă tine mișcarea de Andrei, știi? Că eu atâta știu. Tu fac mișcări mai așa. Uite cum pune el. Pune. Știți să faceți mișcări de capoeira. Nu de asta, dar vreau să vă pun să puneți roșiile în mișcări de capoeira. Deci vă rog să-l urmăriți pe Bantu foarte atent. Eu întrebim continuu cu mișcarea de Andrei, singura pe care știu să o fac. Doamne, vii. Da, așa. Aia e mișcarea de bază de la capoeira. Așa. Așa. Cum? Să zici și discobolul. Da, uite, când îi schimb eu pozițiile, schimb bază. Da. Ok. Ai văzut? Da. Am înțeles. Schimbul. E un fel de matrix asta. Uite. Așa, foarte tare. Bravo! Acum puneți roșiile așa, le puneți, puneți-o vă văd. Acum da, hai! Deci așa era, da? Da. Așa era. Da. Nu, stai un pic, stai un pic. Și cu roșiile, da? Da. Cu roșiile mână în timpul ăsta. Așa. Eu am să mai combin cu câte una ardelenească. Mă așteaptă acasă. Nevasta. Cu folosește, nu folosește. Da, folosește acolo deasupra peste. Așa. Bun. Eu de vreo două săptămâni, după niște chefuri, așa. Nu mi-am revenit încă. Și tot timpul cântam. În mine capul mă doare, bancă nicio grijă n-are, lui trebuie mișcare, totdeauna. Așa, și am pus. Bun, super! Draga te, o să fie că puiul asta o să fie... O să fie cel mai bun și cel mai vechi. Cel mai bun, da. O să fie un pui capăricicu. Și acum îl voi băga la cuptor. Tot cu mișcări de capoeira, ați încins cuptorul la 180 de grade și îl coacem cam 30-40 de minute. Watch me! Hai să o sosim de mișcare, da? Da. 1, 2, 3, la fel! Așa. Dar deschidem cuptorul cu o mișcare delicată de balerină, introducem puiul și ne întoarcem imediat să vă arătăm cum a ieșit. Cum era? Dar mai repede trebuie, mai repede. Așa. Nu cu cizme, te voi. Da, trebuie să punem. Venim imediat. Au trecut 40 de minute. Au trecut. Se confirmă și din dreapta și din stânga. Eu mi-am reluat mânușa și vedem cum a ieșit puiul. Cu mișcările, continuăm mișcările. Până a scos tu puiul. Care burtă, despre ce vorbești? Bantu, vreau să te întreb ceva. Ai simțit și aroma rementa? Da. Cunoști expresia afrecamenta? Da. A tăia frunze la câini? Sinonimă. Da. Care înseamnă a munci, mânește. El nu știe din asta, că el chiar muncește. Ia uite ce frumos păi arată. Aproape. Arată, prezintă? Nu, aia e bună. Aia arată extraordinar de bine. Și mai punem deasupra niște frunzulițe de mentă. Serios? Nu vrei? Mamă! Păi... Care dau aromă. Da, pentru că mâncarea e foarte fierbinte și dacă punem acum menta, o să-i dea cu adevărat... Deja se simte. Freacă menta, poftim. Dacă vrei să se... Tu freci menta. Și mai punem și niște frunzulițe de busuioc. Frecați busuiocul? Nu, busuiocul punem în păr. Da. Sau... Și uite, așa arată. Da, pune păr și... Dacă îl pun supernă, pe cine o să visez? O să visez ceva frumos. De exemplu, dacă visez noapte, o să mă visez pe mine alb. Dacă ziua, visez pe În speranța că v-a plăcut rețeta noastră veselă și că o să vă puneți busuioc supernă ziua sau noaptea în funcție de preferințe, vă mulțumim foarte, foarte tare și să faceți puiul ăsta că e foarte bun. Aia pui, aia se numește pui capuricicu. E grozav și vreau să întreb pe Bantu, vreau să întreb, mai învățat jinga, da? Da. Păi trebuie să învăț și eu ceva în emisiunea asta. Spune-mi dacă îți place Clujul. Nu. Plac? Nu. Eu deja am spus de 100 de ori, eu sunt român din ala din Tupeu. Și iubesc de numai Cluj.
Bă, cum să nu-ți fie drag de el? Iubesc Cluj. Cum să nu-ți fie drag de el? Și eu călătorit toată România. Soția ta, am înțeles, e clujeancă. Soția de mie e clujeancă, da. Atunci și eu trebuie să te văd ceva de la Cluj. Tu zici măcar ultima parte. Da. Orion de mă duce valul, mă cheamă la el ardealul, că nu-s doine mai duioase și nici fete mai frumoase. Ai, hai, dorule, hai, mulți bogați ca pusenii, oameni buni ca și clujenii. Ai, hai, dorule, hai. Poftă bună să aveți, zile și mele. Poftă bună, mă boa picici. Bun apetit. Se spune pe bună dreptate despre carnea de pasăre că este o carne ușoară și benefică pentru organism, datorită multiplelor ei proprietăți nutritive. Pieptul de pui este cu atât mai indicat datorită numărului scăzut de colesterol și calorii. Totuși, recunoaștem că puiul umplut cu mascarpone și pesto nu este indicat în cure de slăbire. Pentru prepararea sosului de pesto aveți nevoie de următoarele: o cană, 250 de ml cu frunze proaspete de busuioc, 50 de grame de caju, 3 linguri de parmezan răzuit, 100 de ml de ulei de măsline, doi căței de usturoi. După ce aveți sosul de pesto pregătit, vă puteți apuca de pui. Aici aveți nevoie de următoarele: 4 jumătăți de piept de pui, sosul de pesto, 100 de grame de mascarpone, ulei de măsline, condimente pentru pui, frunze de busuioc, 100 de grame de parmezan răzuit, 2-3 roșii. Poftă bună!